Străzile n-au văzut niciodată asfalt. Este un mare noroc pentru că a fost programul ăsta de dezvoltare rurală și noi ne-am axat pe ajutorul dat de guvernul care a pornit acest program la momentul respectiv. Avem în proiect circa 15 km de drum comunal să-l modernizăm. Asta constă în pregătit și asfaltat, cu bordură, cu tot ceea ce este necesar, pentru că în localitatea Turcoaia sunt probleme mari atunci când sunt ploi torențiale, cantități masive de apă. Asta și pentru că drumurile nu sunt drepte aici, aveți relief destul de variat. Da, localitatea Turcoaia este așezată, după cum vedeți, pe versant și asta spune totul. În momentul în care sunt ploi cu cantități masive de apă, se formează torenți și se impunea, era necesar să se facă astfel de lucrări pentru oprirea fenomenului. Numai în condițiile în care se puneau borduri și se asfalta localitatea, se putea elimina acest fenomen. În momentul de față le pregătiți totuși pentru asfaltare, dar nu veți intra în asfaltare pentru că se apropie vremea era de iarnă și atunci ați luat decizia să faceți acest lucru ca la carte abia din primăvară. Care sunt lucrările pe care le faceți acum și ce urmează din primăvară? Da, într-adevăr aveți dreptate, pentru că a precedat o altă lucrare înaintea asfaltării, deci a trebuit să utilăm străzile cu canalizare. Ăsta este și motivul pentru care ne-a cam dus în perioada rece a anului lucrarea de asfaltare. Am terminat acum 2 luni de zile canalizarea și nu puteam să demarăm lucrările de asfaltare până nu erau terminate lucrările de canal. Le-am terminat, am luat în primire lucrarea de la constructor și am demarat în forță lucrarea de asfaltat. După cum bine vedeți, nu cred că vom asfalta, pentru că ar fi un mare risc să pun asfalt în perioada rece a anului și ulterior să avem probleme cu calitatea asfaltului. Dar noi vom aduce la, să zicem, la faza de roșu, circa 5-6-7 km, iar cel târziu în aprilie vom asfalta partea pregătită. Partea bună este că drumul principal din localitate are deja covor asfaltic nou-nouț și arată foarte bine. Vorbiți-ne și despre această lucrare. Da, ăsta este meritul Consiliului Județean Tulcea, pentru că ceea ce ați văzut dumneavoastră acolo este drum județean, dar noi am făcut presiuni asupra Consiliului Județean să ni se toarne, pentru că era precară banda de circulație și împreună cu domnul președinte Hurea Teodorescu l-am adus în zonă. S-a constatat că asfaltul are slăbiciuni la perioada de iarnă, perioada viitoare. Așa că am luat hotărârea împreună cu dânsul să turnăm circa 1,5 km de covor asfaltic, care să gestioneze cu mare acuratețe zona centrală și drumul județean din intravilanul. Mai sperați să mai vină asfalt aici? Nu! Dacă vine nisielul ăla, ne duce asfaltul în păghiol. De cât ți-am locuit aici? Eu? De când m-am născut. Și de atunci așteptați aici să facă strada asta frumos la dumneavoastră? Așa aveam râpili. Așa. Cum arată acum? Modern. Ceva frumos. Da. Da, ceva frumos acum. Cum era atunci când ploua pe aici? Noroi. Sperați să vină asfaltul și în zona asta? Da. Deci aveți speranță. Mi-a rupt picioarele. Aveți încredere în domn primar? Avem, cum să nu. A făcut treabă bună aici în localitate. A făcut, pentru unii da, pentru unii nu, că așa este lumea. Drumul ăsta pe care suntem noi aici, da. Cum era atunci când ploua? Cum mergeați cu bicicleta pe drumul ăsta? Tot pe jos, pe lângă ea. Da? De ce? Cum arăta? Avea locuri, în sfârșit era denivelat. Ați mai văzut asfalt pe străzile astea pe aici? Nu. Sperați să vină asfaltul și în zona asta? Da, sperăm. Sperăm. Și acum că o să fie drum bun, puteți să mergeți și cu bicicleta și toate cele. Și la vale, da. Și la vale și la deal o să merg atunci când o să fie asfalt. Face treabă bună primărie aici, domn primar? Foarte bună face domn primar împreună cu domnul vice și toată echipa lor.
utilajul pe care îl folosim este un caterpillar 120M, care se poate face cu el finisare, ultima mână înainte asfaltului. Acesta este ultimul strat care este pus. Și pentru asfaltare, când sperați? Vă ajută vremea? E bună pentru asfaltare sau mai la primăvară? Este. Vremea încă este bună. Este bună. Până să nu plouă, bănuiesc, și să nu fie precipitați în timpul asfaltului.